Vorbeam în episodul trecut despre complicațiile pe care Dunărea, fără să vrea, le-a generat între Serbia și Croația, când schimbarea cursului râului din ultima sută de ani a dus la apariția unor mici buzunare teritoriale ce nu mai respectă granițele de comun trasate la un moment dat. V-am promis că mai vorbim de un alt subiect asemănător, nu neapărat o dispută teritorială, cât mai mult încercarea de a regla o graniță între două națiuni. Până atunci, bine ați venit sau revenit la un nou episod din serialul Călătorii în lumea apei. Astăzi vom vorbi la început despre Republica Moldova și Ucraina și apoi vom naviga un pic prin istoria fluviului și prin importanța economică a acestuia. Așa cum știm, prăbușirea Uniunii Sovietice și apariția fostelor republici ca state independente a generat o mulțime de necazuri. Practic, cu câteva excepții, toate statele ex-sovietice au mai mici sau mai mari dispute sau neplăceri teritoriale. Așa este și cea dintre Republica Moldova și Ucraina, care nu este o dispută, ci mai degrabă o încercare de a optimiza o ciudățenie geografică numită graniță trasă cu un creion gros. Unul dintre drumurile cele mai importante din sudul Ucrainei este cel care leagă Odessa de orașele Ren și Izmail, pe la nord de limanul Nistrului. Problema este că șoseaua traversează teritoriul moldovenesc. Pe de altă parte, Republica Moldova are o ieșire minusculă, dar vitală la Dunăre, numai 340 de metri. Această mică porțiune este vitală pentru comerțul maritim al Republicii. Pe care de consecință, încă din 1992, ambele țări s-au așezat la masa tratativelor pentru a face un schimb amiabil de teritorii. Șoseaua să treacă la ucrainieni în schimbul unei bucăți de teren pe care ucrainienii ar fi dat-o, cedat-o Republicii Moldova la Giurgiulești. Cu toată bunăvoința, ambele țări au ajuns în impas, deoarece, lângă Giurgiulești, Ucraina ar fi trebuit să ceteze o bucată de teren ce are statut încă nedefinit, care, deși aparține Ucrainei, de fapt, aparține Republicii Moldova. O situație complicată. Din cauza acestei situații s-a optat pentru un status quo teritorial, cu drepturi de circulație rutieră la Palanca pentru ucrainieni și fluvială pentru moldoveni la Giurgiulești. Am dat acest exemplu cu Giurgiulești dintr-un motiv foarte simplu. Dunărea este o arteră esențială pentru comerțul în Europa. Prin complexul Rin-Main-Dunăre, Marea Neagră este legată de Marea Nordului. Dar în bazinul economic al Dunării, nu numai comerțul este important. Dunărea este sursă de apă potabilă pentru milioane de oameni, de exemplu. În Germania, orașe precum Ulm sau Passau folosesc apa din Dunăre în proporție destul de mare. În Ungaria sau Austria, deși apa potabilă provine în proporții foarte mari din subteran, nu de puține ori, mai ales în timpul valurilor de căldură, s-a apelat la apa din Dunăre. La noi, orașe precum Drobeta, Turnu Severin sau multe localități din delta Dunării folosesc apa Dunării, tratată, bineînțeles, ca apă de băut. Un alt aspect important este energia electrică pe care fluviul o furnizează. De-a lungul Dunării sunt o mulțime de baraje ce alimentează cu apă centrale hidroelectrice. Cele mai importante dintre ele fiind cele de la porțile de fier 1 și porțile de fier 2 dintre România și Serbia. Numai acestea două furnizează împreună peste 1400 MW. În bazinul Dunării sunt instalate peste 700 de hidrocentrale de diverse dimensiuni, după cum vedem pe harta afișată pe ecran. Iar în viitor, numărul lor ar putea crește. De exemplu, România și Bulgaria au reînceput demersurile pentru a construi o hidrocentrală de mari dimensiuni în zona orașelor Târgu Măgurele și Necopole, ce ar putea furniza celor două țări încă 875 de MW pe oră. Totodată, dacă vorbim de energie electrică, apele Dunării răcesc reactoarele a două centrale nucleare, cea de la Coslodui din Bulgaria și cea de la Cernavodă, de la noi. Dar una peste alta, importanța Dunării este dată de navigația pe fluviu și de transportul mărfurilor și al oamenilor în sus și în jos. Dunărea a fost navigată încă din preistorie, când cu siguranță se utilizau plutele. Pe vremea romanilor au apărut bărcile. Timp de sute de ani, navigația se făcea pe segmente și preponderent, ca pe toate marile fluvii, într-un singur sens. Practic, în amonte se construiau plute și bărci simple, se încărcau cu mărfuri, blănuri, cereale, vin, sare, minereuri și coborau naval până în diverse puncte. Aici, embarcațiunile erau pur și simplu abandonate. Navigația împotriva curentului era costisitoare și de aceea era utilizată numai de navele militare. La începutul Evului Mediu, deja Dunărea era o arteră esențială de comunicații în această parte a lumii.
iar pe fluviu găseai o mulțime de vase cu vâsle sau cu pânze, cu denumiri specifice, precum bolozanele sau pânzarele. Această perioadă a fost dominată de genovezi, care au fost cei mai activi comercianți pe Dunăre și au stabilit aici puncte comerciale ce au rămas până în zilele noastre. San Giorgio, Giurgiu, Barila, Brăila, Calada, Garați și așa mai departe. Pe segmentul median sau în bazinul superior, navigația era la fel de animată, mai ales în câmpia panonică, unde cursul fluviului era mai liniștit. Astfel, între Viena și Belgrad, o mulțime de vase transportau oameni și bunuri în permanență. În perioada medievală și modernă, sute de porturi și de stații au fost construite de-a lungul Dunării, însă navigația pe fluviu s-a schimbat radical odată cu apariția motoarelor. Din acest moment, navigația se putea face fără mare efortul în ambele sensuri. Primul vas cu aburi pe Dunăre a intrat în serviciu la Viena, în cadrul companiei DDSG, în 1828. Prin 1880, DDSG-ul era cea mai mare companie de navigație fluvială din lume. Avea peste 200 de vase cu aburi și peste 1000 de șlepuri. Tot în această perioadă a apărut și o formă mai curioasă de navigație, cea pe lanță. În zonele în care curentul Dunării era puternic, era instalat un lanț solid, iar vasele înaintau de-a lungul acestuia împinse de forța motorului cu aburi, nu foarte puternice. De altfel, ca să înțelegeți ce înseamnă navigația în amonte și naval, pe vremea aceea de la Viena la Budapesta se făceau cam 8 ore sau 10 ore și între 30 și 48 de ore în sens invers, de la Budapesta la Viena. DDSG există și în ziua de astăzi și pe lângă faptul că este cea mai veche companie de navigație de pe Dunăre, a rămas în istorie și prin generarea unor cuvinte extrem de lungi în limba germană, absolut ridicole pentru cei care nu vorbesc această limbă, precum Donaudampfschifffahrtsgesellschaft Kapitän Kautenschlüssel. Oricum, le aveți pe ecran. După apariția motoarelor diesel și după regularizarea cursului fluviului, cele mai importante fiind lucrările hidroenergetice de la porțile de fier, astăzi se poate naviga pe Dunăre fără probleme, de la Sulina până în Germania și de aici mai departe până la Rotterdam, până la Marea Nordului. Perioada de vârf a comerțului pe Dunăre a fost anii 80 ai secolului trecut, când peste 90 de milioane de tone de mărfuri circulau pe fluviu. Ulterior, volumul a scăzut dramatic, astfel încât la sfârșitul anilor 90 nu se mai transportau mai mult de 20 de milioane de tone, pentru ca ulterior să crească până pe la 55 de milioane în 2020. Pe Dunăre, principalii transportatori sunt companiile românești, care au un volum între 18 și 20% din total, urmate de cele din Serbia, cu vreo 13%, și Austria, cu 12%. Statele cu cele mai mici capacități de transport pe Dunăre sunt Ucraina, care controlează doar 3%, și Republica Moldova, cu o cotă de 0,1%. Dunărea, ca orice fluviu, este o arteră esențială și foarte eficientă în ceea ce privește transportul mărfurilor grele sau voluminoase. De exemplu, un singur convoi de barge poate avea o capacitate de transport de peste 7000 de tone. Asta înseamnă echivalentul la 280 de camioane rutiere sau 185-190 de vagoane de cale ferată. Astăzi, pe Dunăre se transportă o mulțime de bunuri, în general materii prime. Minereuri, lemn, cărbune, petrol, combustibili lichizi, îngrășăminte chimice, alte produse chimice, produse agricole, dar și mărfuri containerizate. Aceste mărfuri sunt transportate cu ajutorul a câtorva zeci de mii de barge și a peste 1000 de vase motorizate. Dacă până la jumătatea secolului trecut Dunărea era și o importantă cale de transport pentru pasageri, pe măsură ce transportul rutier, feroviar și aerian a evoluat, Dunărea a rămas doar o destinație turistică pentru cei mai mulți oameni. Astăzi, mai multe companii de turism fluvial operează o flotă de peste 300 de nave de diferite dimensiuni și navighează pe Dunăre de dincolo de Passau până la Sulina. În 2019, numărul pasagerilor transportați pe Dunăre cu vasele de croazieră era de aproape 500.000. Iar cele mai multe companii de transport turistic sunt din Germania, 85%, și din Austria, restul operând doar pe plan local. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi despre Dunăre și vă aștept și săptămâna viitoare la o ultimă parte a miniseriei dedicată acestui fluviu.
o privire în viitor asupra Dunării. Până atunci nu uitați, beți suficientă apă.